Vai, 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 ce vremuri grele trăim! Vai, 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 ce vremuri avem! Trăim ultimile zile înainte ca să revină și să vină Hristos Mântuitorul. Binecuvântat să fie numele Lui! Aș vrea să spun căci o mână de oameni, de sirieni, care s-au răspândit în toată Europa, a băgat groaza în mulțimea de oameni și a făcut pe oameni să se înspăimânte de ei, căci le e frică oamenilor să mai iese afară din casele lor. Dragii mei, toate acestea prevestesc ceva. Toate acestea mărturisesc căci nu mai este mult și cel ce a spus că vine, adică Domnul Iisus Hristos, va reveni, va reveni din nou pentru biserica lui, va reveni ca să-și ia cestea lui cu el, va reveni ca să judece lumea cu dreptate, va reveni pentru că ce așa a spus, slăvit să fie în numele Domnului Isus. El a zis atunci ucenicilor care erau cu el, înainte ca el să se înalțe la cer, le-a zis: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, zicea Mântuitorul. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc și când locul va fi gata, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, căci acolo unde sunt eu, să fiți și voi, zice Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului oștirilor, binecuvântat să fie Sfântul Israel. Și toate aceste semne mărturisesc că cel vine ca să-și ia acestea lui la el. De aceea biserică răscumpărată cu sângele prețios al lui Iisus Hristos, tu trebuie să fii gata să-L poți întâmpina pe Cel ce a spus că vine slăvit să fie numele Lui. Tu trebuie să fii gata ca cele cinci fecioare înțelepte și chibzuite care și-au pregătit candela, care și-au luat ulei în vas și și-au luat și rezervă și au stat în așteptarea mirelui și pentru că ce-au fost pregătite au intrat în odaia de nuntă și mare le-a fost bucuria că s-au bucurat acolo împreună cu mirele în odaia de nuntă, slăvit să fie numele Domnului. Așa cum aceste cinci fecioare au știut că trebuie să se pregătească din toate punctele de vedere ca să-L întâmpine pe mire, la fel și tu, biserică, fii gata, căci Domnul Iisus Hristos revine. Toate mărturisesc că cel vine, semnele din cer și semnele de jos de pe pământ arată că vine cel sfânt, mărit să fie numele Domnului. În urmă cu câteva săptămâni, în familia mea au fost trei descoperiri cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. În familia mea, în urmă cu câteva săptămâni, așa cum am spus, au fost trei revelații la trei persoane deosebite, adică nu la aceeași persoană. Una dintre aceste persoane care a avut una dintre aceste revelații am fost chiar eu însumi. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat că cel vine, că ce este aproape și în curând se va întâmpla mărețul eveniment, răpirea bisericii la cer, răpirea celor credincioși care astăzi suferă, sunt bajocoriți, sunt scuipați și sunt loviți pentru Hristos. Fii gata să-L întâmpini când va veni. Fii gata să poți să ieși în întâmpinarea Lui. Ce frumoasă va fi clipa întâlnirii cu Isus! Ce frumoasă va fi ziua când trâmbița va suna cu putere și cei credincioși
se vor desprinde de aici de jos și vor merge ca să se întâlnească cu Hristos. Ce frumoasă va fi clipa aceea când porțile raiului se vor deschide și ochii tăi vor vedea ce n-au văzut niciodată. Măreția și gloria și slava și frumusețea pe care Domnul a pregătit-o pentru aleasa Lui, pentru biserica Lui, pentru poporul Lui, slăvit să fie în numele Domnului oștirilor. Fii gata, dragul meu, să te întâlnești cu Dumnezeu. Fii gata să poți să ieși în întâmpinarea mirelui tău, căci au fost și 5 fecioare neînțelepte și nechipzuite, care n-au știut să se pregătească suficient ca să fie gata în clipa când mirele vine și să poată intra în odaia de nuntă. Și pentru că ce au fost pasive, și pentru că ce au fost nepăsătoare, și pentru că s-au trezit prea târziu să se ducă să cumpere un de lemn pentru vasul lor, pentru candela lor, s-au trezit la o ușă încuiată și să bată. Deschide-ne, mire! Și din lăuntul i s-a spus: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Duceți-vă de la mine, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Măriți să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Sfântul Israel. Ferice de cei care se pregătesc astăzi. Ferice de cei care spală ainele în sângele mielului, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate și să intre în odaia de nuntă cu mirele. Dragii mei, aș vrea să vă vorbesc pe scurt despre ce are ce se întâmplă.